a venit un potop în urmă cu niște mii de ani, potrivit Bibliei, poate asta este noul potop. Iisus spunea, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Ceea ce vrea probabil să spună, cel puțin în interpretarea mea, nu sunt teolog, dar pare ca începutul și sfârșitul să fie unite, deci să nu existe, să existe o continuitate. Probabil acest lucru a vrut să ne spună. Depinde la ce ne raportăm. Dacă ne raportăm la o strictă perioadă de timp, există început și sfârșit al acestei emisiuni, există început și sfârșit al acestei vieți, există început și sfârșit chiar și al vieții acestei planete. Există însă început și sfârșit pentru viață? Nu pentru viața mea, nu pentru viața noastră, nu pentru viața planetei. Există început și sfârșit pentru marea viață? Și aici ajungem la ce spune Iisus, eu sunt Alfa și Omega. Marea viață doar se transformă. Se transformă trecând dintr-o formă de manifestare în alta. Dacă privind această perspectivă expandată, vastă, nu există început și sfârșit. Și atunci, întrebarea ta legată de cauză și efect este că ceea ce răspunsul la întrebarea ta este că ceea ce experimentăm în prezent întotdeauna este un efect al ceea ce s-a petrecut în trecut. Cana de la tine de pe masă este acolo ca și rezultat, ca și efect al faptului că cineva a pus-o acolo, a adus-o acolo. Haina de pe mine este la fel un efect al faptului că eu am pus-o pe mine sau cineva mi-a dăruit-o sau mi-a făcut-o cadou sau eu am adus-o. Deci nu a apărut întâmplător pe mine de niciunde. Nu e o apariție spontană fără niciun fel de cauză. Orice observăm în prezent, în interiorul nostru, în exteriorul nostru, pe noi înșine, scuze, este în acest moment un efect al unor acțiuni, a unui cumul de acțiuni care s-au petrecut anterior. Însă, în prezent noi facem acțiuni. Și ceea ce facem, în funcție de ceea ce se petrece, corelat cu ceea ce se petrece, deja în prezent ca efect, devine cauză pe mai departe. Pentru ceea ce vom experimenta în viitor. E ceea ce se numește un lanț cauzal. O acțiune are un anumit efect, dar acel efect devine cauză pentru o altă acțiune, care la rândul ei devine cauză pentru o altă acțiune, pentru un alt efect. Și astfel efectul devine cauză pentru ceea ce urmează. Și acel efect din nou devine cauză pentru ceea ce urmează mai departe și astfel se întâlnesc alfa cu omega, începutul cu sfârșitul. Există continuitate. Nu există început și sfârșit decât dacă ne raportăm la un strict eveniment, la o parte a unui proces, dar altfel există continuitate pe acest lanț cauzal. Și în mod cert, ceea ce se petrece acum este rezultatul tuturor acțiunilor individuale, dar cumulate, acțiunilor noastre colective anterioare. Și ceea ce facem acum va genera rezultatele ulterioare, care vor apărea în urma acestei situații. De modul în care noi acționăm acum depinde ceea ce va urma.